Ce-a rămâna, mami, ce faci? Bună, iubi! Vai! Ce-i tricoul ăla pe tine, copile? Ăsta? E tricoul meu preferat, mami, e cadou de la Marius. Nu ți-e rușine să porți așa ceva? Și în fața mea, în jos imediat. Dar, mami! Ce aveți, mă, de ce vă certați? Nu vezi că Iuli și-a luat nasul la portare? Ia uite ce tricou poartă pe el. Ce are, dragă, tricoul ăsta, că e prea frumos? Lasă-l, Iuli, pe tine. Mulțumesc, tati, chiar nu înțeleg ce are mami astăzi. Iuli, dacă nu dai jos tricoul în momentul ăsta... Nu dai niciun tricou jos, draga mea, trebuie să vorbim. Ce aveți, domnule, de vă certați în halul ăsta? Uite, mă, Mihai, port tricoul ăsta de la Marius pe mine și a început mama să facă urâcă, nu știu ce. Serios? Ce tricou? S-a supărat mama pentru un tricou? Dragă, ce ai? Nu spune că de la un tricou... Nu te mai atingi de bine! Ce am? Nu te mai atrag? Asta era problema ta! Mai și râzi! Eu sunt serioasă! Ce se întâmplă cu tine? Nu e nimic, dragă, doar că... Nu știu, în ultimul timp... Exact! Nu te mai atrag! Am ajuns să ne întâlnim o dată pe lună și atunci... E caz fericit! Adevărul e că tricoul ăla mi-a făcut așa poftă! Ce ai, dragă? Cine știe ce avea mama de fapt? Iuli, scuze, mami, poartă tricoul ăla cum vrei, eram și eu nervoasă. Mulțumesc, mami! Ce tricou, mă? Ăsta! Lavinia, vezi că vin la tine.